Sunt Irina și am învins cancerul și mă mândresc cu asta. Cei diagnosticați cu cancer avem doar două opțiuni. Sau mergem pozitiv și luptăm, sau lăsăm mâinile în jos și ne lăsăm dobărâți. Și am ales prima parte, să fiu curajoasă și să câștig eu. Dar a fost greu. Cei apropiați au fost mult mai plângăcioși decât eu am fost. Și de multe ori, poate undeva, am încercat eu să-i susțin. Soțul m-a ajutat foarte mult. În mare parte, el a fost cel care m-a încurajat, m-a suportat foarte mult, chiar și în momentele celea când eu eram agresiv față de el, când plângeam de la orice. Și el a avut răbdare foarte multă cu mine. Copilul meu m-a ajutat foarte mult. Mi-a dat jucăria ei preferată, un ponei. Mami, să-l iei pe tine la doctor să fii curajoasă. Cel mai greu moment a fost noaptea dinainte de operație. Mergeam cu mașina, era tot orașul și priveam fiecare copac, fiecare clădire, fiecare, orice steluță de pe cer, absolut orice, și mă bucuram de ea. Dar totul a stat ușor când deja am venit încoace, am devenit mult mai puternică psihologic. Cumva riscam să-mi pierd vocea. Și când m-am trezit deja de după anestezie și l-am întrebat pe domnul doctor când voi putea cânta la karaoke. Eu pot spune doar laude. Domnul doctor mi-a dat foarte mult curaj, însă și felul său de a fi. Are așa o tactică de a discuta, de a se comporta, încât îți pare că alături de dumnealui poți întoarce munții. M-a încurajat foarte mult și mi-a dat încrederea că dumnealui îmi va salva viața. Tot colectivul care m-a operat, foarte pozitiv oameni, m-a făcut să am încredere că eu îmi pot lăsa ușor și cu încredere viața în mâinile lor. Știu că pot trece peste mult mai multe. Am câștigat prieteni foarte mulți. Am realizat că îmi sunt aproape. Cu totul altfel privesc viața. Am început să iubesc tot ceea ce mă înconjoară pe mine. Absolut tot. Oameni, natură. Pic acum așa era un pic mai ascunsă. E ok. Noi suntem oameni, toți ne temem de ceva. Trebuie să vorbim. Că oamenii bolnavi cu cancer sunt frumoși, sunt puternici, sunt deschiși și sunt un exemplu pentru absolut toată lumea din jurul lor. Domnul doctor mi-a recomandat o cremă. Un pic se ascundă cicatricea să nu se vadă într-atât de tare, la care i-am spus că nu cred că am nevoie, fiindcă mă mândresc mult cu ea.